În acest videoclip vom vorbi despre cum ar fi să trăiești pe fiecare planetă din sistemul nostru solar, așa că hai să începem! 1. Mercur Această planetă este cea mai mică din sistemul solar și este formată din roci și cratere foarte asemănătoare cu cele de pe lună. Întreaga sa suprafață este acoperită de cratere, iar acest lucru se întâmplă deoarece planeta nu are o atmosferă propriu-zisă pentru a-i proteja suprafața, deci este foarte probabil ca un meteorit să cadă pe suprafața planetei și să te zdrobească. Datorită poziției sale apropiate de Soare, planeta este atacată de radiațiile vânturilor solare. Așadar, acesta ar putea fi un alt motiv al morții, adică expunerea la radiații. Dintre toate planetele din sistemul nostru solar, Mercur are una dintre cele mai mari variații ale temperaturii. În timpul zilei, temperatura ajunge până la 430 de grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții scade până la minus 206 grade. Datorită rotației relativ lente, ai putea petrece ceva timp la granița dintre noapte și zi, unde temperaturile ajung la aproximativ 93 de grade Celsius. 2. Venus Planeta vecină extrem de fierbinte, deține o atmosferă gazoasă compusă din dioxid de carbon mortal amestecat cu ceață și ploi de acid sulfuric. Pe Venus, temperatura ajunge până la 465 de grade Celsius, iar atmosfera este extrem de caldă și groasă. Cu siguranță nu ai supraviețui unei călătorii pe această planetă, fiindcă ai arde mai repede decât ți-ai imagina. Întreaga sa suprafață este în permanență înconjurată de nori compuși din gaze otrăvitoare, plus că vânturile sunt extrem de puternice, iar pe lângă asta, uneori poate ploua cu acid sulfuric. Vânturile care ating aproximativ 360 de km pe oră țin norii de pe Venus într-o mișcare continuă ca un uragan extrem de cald. Este foarte dificil să trăiești pe o planetă unde razele soarelui sunt aproape inexistente din moment ce norii reflectă 90% din lumina stelei. 3. Terra ne place aici pe Pământ. Este singurul loc din sistemul solar unde putem supraviețui chiar și în cele mai geroase regiuni ale sale, cum ar fi polul nord sau polul sud. Zona locuibilă circumstelară din sistemul nostru solar face ca Pământul să fie o adevărată nestemată pentru dezvoltarea vieții. Nu este nici prea fierbinte, nici prea rece pentru a menține apa lichidă pe suprafața sa, ceea ce se crede că este elementul cheie pentru diferite forme de viață. Ne simțim foarte confortabil aici, dar suntem de asemenea dornici să explorăm locurile din sistemul solar și nu numai. 4. Marte Misterioasa sferă roșie are la fel ca pământul munți înalți și văi adânci care ar putea susține viața, însă nu așa cum ne-am imaginat noi. Dacă peisajul nu te deranjează, gândește-te la presiunea atmosferică foarte scăzută de pe planetă care va face ca fluidele din corpul tău să se vaporizeze. Vei avea multiple arsuri pentru că nu te poți ascunde nici de razele ultraviolete. Marte este faimoasă pentru furtunile de nisip intense care pot varia de la tornade mici până la un fenomen ce poate acoperi toată planeta. Aerul fierbinte încărcat cu nisip se ridică și vânturile devin tot mai puternice, formând furtuni care pot măsura până la câteva sute de kilometri lungime și pot dura luni de zile. Referitor la vremea de pe Marte, prognoza este cu adevărat dramatică, nu doar că variază de la o zi la alta, dar uneori variază de la o oră la alta. Datorită atmosferei subțiri și distanței mari față de soare, temperatura de la suprafața planetei este mult mai rece decât ceea ce experimentăm noi aici pe Pământ. Temperatura medie de pe Marte este de minus 46 de grade Celsius, cu o limită inferioară care ajunge până la minus 142 de grade în timpul iernilor polare și o limită superioară pe timpul verii de 35 de grade Celsius. 5. Jupiter Această planetă va fi întotdeauna prietenoasă, însă numai pentru o secundă, înainte să te zdrobească cu vânturi și uragane furioase. Este în cea mai mare parte o lume gazoasă formată în principal din hidrogen și heliu. Marea pată roșie este cea mai mare furtună din sistemul solar, învârtindu-se cu o viteză între 430 și 680 de km pe oră. Este cel mai feroce ciclon înregistrat vreodată în spațiu. Oamenii de știință au descoperit că urletul furtunii monstruoase pătrunde până la aproximativ 320 de kilometri sub suprafața atmosferei. Vânturile gravitaționale și acustice produse de ciclon se încălzesc până la 1326 de grade Celsius din 1979 până în prezent mărimea sa s-a redus cu câteva sute de kilometri, dar acest lucru nu te va salva oricum. În plus, nu suntem siguri că putem ateriza pe suprafața planetei din moment ce nu există una, fiindcă este o planetă de gaz. 6. Satelitul natural al lui Jupiter, Io Io este cunoscut pentru vulcanii săi care scuipă foc pe suprafață. Doar privește aspectul acestei planete, arată precum o pizza cu crusta crocantă și extra cașcaval. Satelitul natural al lui Jupiter este cea mai activă planetă din punct de vedere vulcanic din sistemul solar, având sute de vulcani, unii dintre ei aruncând cu fântând de lavă la o înălțime de câteva sute de kilometri. Io are chiar și lacuri de lavă topită pe suprafața sa. Nici nu este necesar să te duci acolo ca să știi că miroase a o putrede. 7. Saturn Este un alt gigant gazos, așadar te vei scufunda în norii săi până când vânturile puternice te vor zdrobi. Se rotește mai rapid decât orice altă planetă, ceea ce creează vârtejuri uriașe pe suprafața sa. Nici măcar nu ai avea timp să clipești, fiindcă în câteva milisecunde te-ai transforma în praf spațial. Saturn conține trei straturi de nori, deci nu vei vedea niciodată soarele de pe această planetă. Atmosfera sa este caracterizată de vânturile super rapide, care pot atinge până la 1800 de km pe oră, combinate cu temperatura scăzută din interiorul planetei. Cu cât pătrunzi mai adânc în atmosfera gazoasă, cu atât mai dificilă este supraviețuirea. Presiunea de acolo este egală cu cea de la câțiva kilometri adâncime din oceanele de pe pământ. 8. Uranus. Nici aici nu ai nicio șansă de supraviețuire. Uranus nu are o suprafață solidă pe care să aterizezi și chiar dacă ai reușit să te apropii suficient de mult, presiunea te va strivi în doar câteva secunde. Totuși, gravitația straturilor superioare ale atmosferei planetei este asemănătoare cu cea de pe pământ. Uranus are de 50 de ori masa planetei noastre, iar oceanele de acolo sunt strivite de presiunea uriașă, care este de milioane de ori mai mare decât presiunea aerului de pe pământ la nivelul mării. Fulgerele din timpul furtunilor transformă metanul în carbon, care în timp ce cade pe suprafața planetei, ia forma unor bucăți tari de grafit. 9. Neptun și satelitul său natural Triton. Poate că știți deja asta, Neptun este cunoscută pentru vânturile sale puternice, câteodată mai rapide decât viteza sunetului. De fapt, cele mai rapide vânturi detectate din sistemul nostru solar se găsesc acolo. Triton, unul dintre cei 13 sateliți naturali ai lui Neptun, este considerat a fi locul cel mai rece din întregul sistem solar. Temperatura de la suprafața sa ajunge până la minus 235 de grade Celsius. Încercați să vă imaginați următorul scenariu. Cea mai scăzută temperatură la care nici măcar atomii nu se mai mișcă este de 1 Kelvin, adică minus 273 de grade Celsius. Deci cred că vă dați singur seama că acest satelit natural este nemai întâlnit de rece. Planeta Neptun în sine are o mulțime de vulcani și criovulcani care scuipă gheață și amoniac în spațiu. Atunci când te lupți cu vremea relativ rece de pe Pământ în timpul unei zile geroase de iarnă, gândește-te la Triton și fi mulțumit că nu locuiești acolo. 10. Pluto și satelitul său natural Charon. Această combinație pare un cuplu de dansatori în spațiu rotindu-se unul în jurul celuilalt într-o sincronizare aproape perfectă totuși nu este atât de romantic pe suprafața planetei. Atmosfera foarte subțire a lui Pluto se extinde până la 160 de km distanță de suprafață, însă acest număr este de 5 ori mai mare decât au prezis calculele anterioare. Distanța planetei Pluto față de Soare este de 5 miliarde 906 milioane de kilometri. Vă puteți da seama cât de rece este acolo. Suprafața se încălzește de obicei până la minus 220 de grade Celsius, plus că este formată în cea mai mare parte din gheață și roci care răcesc aerul chiar și mai mult. Rotația în jurul axei sale este foarte înclinată, mai exact 122,5 de grade, ceea ce face ca o parte a planetei să se afle în întuneric sau în lumină pentru perioade lungi de timp, în funcție de care este îndreptată spre soare. Voi care credeți că este cea mai rară experiență din spațiu, scrieți-ne în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!